totul, să recunosc totul. Crezi că am avut o asemenea putere? Da! Și tocmai asta nu pot înțelege acum. S-a jucat până acum în nenumărate distribuții și viziuni regizorale. Hedda Gabler, piesa lui Henry Gibson, este și noua montare a regizorului Dominic Dembinski, care se numără printre producțiile de teatru TV reluate de curând la televiziunea română. Este o provocare pentru mine a aduna unii de cei mai buni actori din București, majoritatea de la Teatru Național, într-o producție clasic postmodernă. Și o citire modernă a lui Ibsen, dar pus într-un context de teatru clasic de televiziune. La televiziune se lucrează mult mai repede, acest spectacol s-a filmat în 9 zile, au avut nevoie cam de o săptămână de repetiții, deci trebuie să dai dovadă de un profesionalism deosebit și mai ales să te bazezi pe actori cu experiență cinematografică, poate mai mult decât teatrală. Iar în rolul protagonistei Hedda Gabler, regizorul Dominic Dembinski a distribuit-o pe Ilinca Goia. Ea aduce în prim plan emanciparea feminină imaginată de Ibsen în 1890. Pentru mine a fost o experiență absolut minunată și spun asta acum pe inimă și nu încetez să mă tot hrănesc din amintirea acelui timp foarte condensat de numai 9 zile în care am filmat. Pentru că am făcut multă televiziune la viața mea și n-am mai întâlnit asemenea comuniune. Cel mai mult dintre toate aspectele acestei meserii mă fascinează și îmi place și îmi priește acest aspect de laborator pe care el îl conține, de cercetare a sufletului omenesc. Pentru fiecare dintre actori, experiența teatrului de televiziune este specială, diferită atât de sala de spectacol, dar și de film. Teatrul TV trebuie să existe în continuare, spunea la avanpremiera pentru Hedda Gabler și Adrian Titieni, unul dintre protagoniști. Teatru, TV, teleplay-ul trebuie să existe. Această nevoie imperioasă a receptorului de a intra într-o lume absolut extraordinară, cu personalități extraordinare, personajele, caracterele, în situații excepționale, reprezintă, după părerea mea, cheia, o platformă virtuală care vorbește despre noi înșine și despre viață. Teleplay-ul trebuie să existe. Hedda Gabler face parte din noile producții teatrale ale televiziunii române reluate de curând, iar directorul casei de producție TVR, Demeter Andraș Ișvan, care face parte și din distribuția acestui spectacol, susține că teatrul de televiziune își va îmbogăți portofoliul și cu alte montări. Era deci un pas firesc ca Teatrul TV să reintre în drepturi. Suntem acum la început, suntem la a treia premieră, a patra care va urma, dintr-un portofoliu de piese înregistrate în urmă cu un an, doi, respectiv produse în vara acestui an, precum Hedda Gabler, dar am convingerea că cunosc cheia secretului, consecvența, perseverența. Hedda Gabler, piesa lui Henry Gibson în regia lui Dominic Dembinski, face parte din cele 14 spectacole noi oferite de televiziunea română în fiecare luni la Teatru TV.